Am revenit, după cum vă spuneam ceva mai devreme, opera din Iași are un nou director general. Este vorba despre tenorul Andrei Fermeșanu, care de această dată este invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați revenit în jurnal. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, acum în calitate de director general, este vorba despre o numire pentru o perioadă de 90 de zile. Cum ați primit această decizie, v-aș întreba pentru început? Cu multă emoție. E un moment important, foarte important pentru mine, cât și pentru instituție. Resimt această onoare și responsabilitate care apasă acum pe umerii mei și dați-mi voie să îi mulțumesc ministrului culturii, domnul Lucian Romașcanu, pentru această încredere conferită, acest mandat de manager general interimar al Operei Naționale Române din Iași, așa cum ați menționat, pentru 3 luni, 90 de zile. Iar în acest mandat de 90 de zile, spuneam ceva mai devreme, care sunt prioritățile? În primul rând, să demonstrez mie, apoi tuturor celor care m-au numit aici și, sigur, în deopște domnului ministru Lucian Romașcanu, dar și celor care au avut încredere să mă recomande pentru această funcție, să le demonstrez că nu este o întâmplare că mă aflu aici și demonstrația vine, în primul rând, din calitatea artistică a spectacolului pe care Opera Națională Română din Iași le prezintă publicului. Deci, cartea de vizită pentru aceste 3 luni va fi nivelul la care ne prezentăm și felul în care Opera Națională Română din Iași arată în ochii și în urechile spectatorilor noștri dragi. Iar pentru lucrul acesta vom pregăti spectacole importante, evenimente de anvergură, cu care de altfel sunt obișnuiți iubitorii noștri de opere, dar vom continua acest proces și îl vom rafina, pentru că un artist și o instituție de spectacole trebuie să aibă acest periplu permanent al căutărilor și al rafinărilor artistice. De la nivelul individual al fiecărui artist în parte, indiferent din ce departament face parte, până la întreg, până la momentul acela când te prezinți în fața publicului. Acest proces trebuie să fie continuu. Și aceste demersuri nu sunt o noutate, oamenii sunt formați în ani de zile, trebuie doar ca noi, din această perspectivă managerială, să avem grijă să le oferim toate condițiile desfășurării în bune condiții pentru armonizarea întregului. Mult succes vă dorim dumneavoastră și întregii echipe de la Opera din Iași. Aș vrea să vă întreb și cum funcționează Opera în această perioadă, în condițiile acestea de pandemie, cum anume se desfășoară spectacolele, că asta ne interesează. Spectacolele au această restricție de număr de spectatori, funcționăm cu 30% din capacitatea sălii. Sigur că este un minus din acest punct de vedere, pentru că nu mai este nici același feedback din partea sălii, pentru că una este expulzia sonoră a aplauzelor unei săli întregi. Și sala aceea plină cu care eram obișnuiți. Care freamătă, sigur, în urma unei arii reușite sau a unui duet bine interpretat. Și, sigur, impactul financiar, pentru că 30% înseamnă venituri mult mai de bilete redus. Însă, opera trebuie să-și continue această vocație de a culturaliza și de a prezenta mereu publicului spectacole de bună calitate în orice condiții. Pentru că va trece această pandemie, vom reveni la normalitate, iar nivelul nostru trebuie să fie acela acolo sus, de la care nu abdicăm indiferent de context. Au fost perioade și mai proaste și mai rele, dacă este să vorbim de această pandemie, în care am fost închiși, a fost acel lockdown și a trebuit să ne desfășurăm activitatea exclusiv online. Nu a fost deloc o perioadă plăcută, cu atât mai mult cu cât, să spunem, poate activitatea operei în spațiul public a avut continuitate prin aceste difuzări online, însă activitatea individuală de lucru a artistului cu sine a suferit foarte mult, pentru că în izolare, mai ales cei care locuiau la apartamente, mă îndoiesc că puteau face vocalizări. Dumneavoastră sunteți tenor. Exact. Am vocalizat așa, mai în surdină. Așa. Pentru că cu multe limite. Cu multe limite și, bineînțeles, la limita unei întrețineri vocale, unei igiene vocale absolut necesare pentru fiecare solist în parte, însă nu la capacitatea la care o cere demnitatea, vocația și îndatoria unui solist. Bine că am depășit această perioadă. Acum
slavă Domnului, ne putem desfășura această activitate fie și redusă, însă spectacolele deținute în altă nu lipsesc. Bună oară mâine pe 29 și apoi poimâine pe 30 ianuarie avem o serie dublă de spectacole, vorbim de așa. Boema, de Giacomo Puccini, cu distribuții echilibrate, omogene, valoroase și unde publicul are ocazia să admire atât soliștii cu posturi fixe în instituția noastră, cât și invitați, așa cum este Remus Alăzăroaie, un tenor cunoscut pe plan național și acum internațional, vine de la Opera Națională din Timișoara, sau baritonul Șerban Vasile, de asemenea unul dintre exponenții vocalității românești, ai școlii de cânt românesc, ce face de ceva timp carieră în afara granițelor țării și este cu atât mai îmbucurător cu cât reușim să-l aducem pe scenele naționale și să, cu ocazia aceasta, să îl prezentăm publicului. Iar dacă ar fi să vorbim despre proiectele pe termen mediu, să spunem așa, la ce lucrați în această perioadă? Proiectul nostru important de căpătâi, asupra căruia ne centralizăm toată energia, este premiera de Un balo in maschera, Bal mascat, de Giuseppe Verdi. Premieră ce are toate șansele să iasă în condiții foarte bune, cu atât mai mult cu cât o parte din decoruri este deja asigurată, o avem la noi în instituție. Suntem la partea în care schițele de costume trebuie executate și aici sunt niște pași concreți de făcut. Ne vom asigura că lucrul acesta se va întâmpla. Distribuția, pentru că întotdeauna un spectacol reușit trebuie să aibă în centru o distribuție valoroasă. De aici plecăm. Distribuția iare în centru pe celebru tenor Ștefan Pop și soprana Celia Costea. Sperăm ca discuțiile noastre preliminare să se concretizeze în venirea lor aici la ea și de asemenea făcând parte din spectacol. Vorbim acum de această primă distribuție, însă va exista o a doua distribuție din soliștii fie ai casei, fiind de pe plan național, dar foarte cunoscuți. Și aceasta este rețeta unui management de succes. În primul rând, calitatea soliștilor ce interpretează rolurile principale și, sigur, lucrurile acestea dublate de rafinamentul orchestrei sub mâna unui dirijor cunoscător de repertoriul respectiv și cu o autoritate profesională de necontestat. Iar premiera va avea loc în a doua parte a lunii iunie, dacă toate lucrurile vor merge așa cum ne așteptăm și nu ne vom opri aici. Vom avea și o operă în concert, celebrul titlul Turandot de Giacomo Puccini, un spectacol de o anvergură cu totul aparte, foarte bine primit de public și sperăm să fie această rețetă a operei în concert, pentru că la fel am procedat și cu Un balo in maschera, anul trecut l-am avut în operă în concert și iată acum l-avem pus în scenă. De data aceasta vom avea Turandot operă în concert, sperând ca în stagiunea următoare să avem posibilitatea să o putem și monta. Sunt spectacole mari, sunt spectacole grandioase ce necesită un efort colectiv, dar mai mult decât atât cu un angajament financiar și în aceste 11 luni domnul manager Daniel Șandru deja a făcut pași concreți și a dat un exemplu că de multe ori trebuie să ieșim din spațiul acesta strict al operei. Așa. Și să căutăm din zona de confort, așa. Exact, și să mergem la firme, la terți, la persoane potente financiar care pot sprijini actul foarte artistic. Tare, foarte tare. Da. Și cât de deschiși sunt aceste persoane. Și spre surprinderea noastră, pentru că există o cutumă din această expresie, nu, cu siguranță nu vor investi în cultură, am avut plăcuta surpriză de a vedea că există oameni foarte interesați de a aduce banii în această zonă, de a sprijini producții noi
și cu atât mai mult ne revine această sarcină de a o continua, de a o exploata cu ghilimelele de rigoare și în același timp de a putea avea mai multe premiere, pentru că dacă vom rămâne strict la bugetul pe care îl primim de la Ministerul Culturii, vom avea aceeași replică eternă. Exact, exact. Oameni care înțeleg importanța culturii în societate. Da, și este lăudabil. Vom iniția un adevărat proces de căutare și de o campanie și, așa. De prezentare și de convingere a lor, pentru că este firesc ca acești oameni potenți financiari să vadă în ce aduc banii, iar slavă Domnului, Opera Națională Română din Iași are ce să arate în momentul de față ca exemplu de produse culturale ce merită sprijinit. Într-o altă ordine de idei, observăm, mai ales în ultima perioadă, colaborări dintre Opera din Iași și alte instituții de cultură din Iași și colaborări dintre Opera și Universitatea de Arte George Enescu și Colegiul de Arte Moncilă. O colaborare absolut firească. Firească, de altfel, și vor continua cu siguranță aceste colaborări, da? Sigur că da, pentru că între a face un salt dintr-o instituție de școlarizare vocațională, cum este Liceul de Artă și cum este Universitatea Națională de Arte, deci a face un salt înspre instituția de profil profesionistă, cred că este cu mult mai greu decât a face trecerea. Deci nu trebuie să lăsăm studentul, elevul să facă singur acest pas, trebuie instituțiile să se apropie între ele și atunci micuța talentată de la vârstele fragede să fie identificată, să fie sprijinită, încurajată și în timpul cel mai scurt să fie selectată pentru a putea evolua pe o scenă profesionistă. Și atunci tot acest periplu de aclimatizare devine o naturalețe, devine un traseu cu mult mai simplu. Mă gândeam acum la acești micuți, cât de bucuroși sunt ei că Opera le deschide ușile. De altfel, în cadrul Operei Naționale funcționează corul de copii în forma lui extinsă, corul de copii al municipiului Iași și corul Operei, unde area de selecție este mai riguroasă, criteriile de selecție sunt mai riguroase, pentru că, sigur, cerințele sunt mai mari, dar exact așa cum spuneați, indiferent de care cor vorbim, citim pe chipul acestor micuți minunați, talentați, bucuria de a fi pe o scenă profesionistă. Pentru că în visele, în gândurile lor, își doresc să ajungă acolo și e minunat. Lucrul ăsta este încurajator pentru că înseamnă că avem următoarele generații de soliști asigurate, cel puțin la nivel afectiv și de fapt de aici pleacă, pentru că dacă îți place un lucru suficient de mult și îl iubești, îl vei face cu toată pasiunea. Iar profesorii, apropo de profesorii de la aceste instituții de învățământ, de la Colegiul Octav Băncilă, de la Universitatea de Artă, cum primesc această deschidere? O primesc cu inima deschisă și este firesc să fie așa, pentru că este un serviciu pe care îl facem și lor, pentru că bineînțeles, munca, e și în interesul lor. Așa. Exact. De altfel, domnul rector Aurelian Bălăiță face parte din Consiliul Artistic al Operei și de multe ori schimbăm aceste impresii, aceste feedback-uri și constatăm că, într-adevăr, este de foarte bun augur această colaborare, ce trebuie să devină o permanentizare. Și cu aceste colaborări nu ne-am oprit numai la instituțiile didactice, de învățământ, ci am trecut și în sfera cealaltă a instituțiilor omologe, dacă pot spune așa. Mă refer aici la Filarmonica de Stat George Enescu. Am găsit în domnul director Bujo Prelipcean același profesionist deschis cu o ținută morală extraordinară și care a pus efectiv umărul la consolidarea acestor relații de prietenie și colaborare între operă și filarmonică. De asemenea, Ateneul Național Român din Iași este un partener de încredere al nostru și aș puncta aici că acest parteneriat s-a materializat efectiv în creșterea de venituri, adică deci nu vorbim de o chestie scriptică, Opera Națională, în baza acestor parteneriate, a spectacolului ce s-au desfășurat
în parteneriat pe scena, pe scena noastră, au produs în această vreme de pandemie 10.000 de euro. Nu este de aici de acolo. Din potrivă, și acești bani sunt folosiți în producțiile ulterioare. Deci, iată, sponsorizarea pe de o parte și aceste parteneriate, pe lângă, sigur, bugetul pe care îl avem de la Ministerul Culturii. Câteva minute până la sfârșitul jurnalului, ne anunță colegii. Cred că am mai avea timp de o ultimă întrebare. Știm că au fost perioade, să spunem așa, mai dificile pentru angajații din cadrul operei din Iași și nenumărate proteste, chiar aș spune. Care este acum atmosfera? În ultimele 11 luni, cred că și domnul manager încă, Daniel Șandru, așa, și eu pe latura artistică, am reușit să mediem aceste lucruri, în primul rând, printr-un dialog deschis, ce nu va înceta din momentul în care eu voi prelua mandatul de manager interimar, ci voi păstra ușa mea deschisă pentru fiecare dintre colegii mei care au lucruri de spus, de exprimat, și sunt sigur că această cale de mijloc, atâta timp cât o îmbrățișăm și unii și alții, nu poate da decât rezultate pozitive. Însă trebuie să menținem această apetență cu toții de a contribui la preocupare de căpătăia instituției, care cred că este performanța. Suntem într-un dialog întotdeauna, însă cu ochii ațintiți pe performanță, pentru că aceasta este misiunea unei instituții de cultură. Trebuie să avem spectacole la cel mai înalt nivel, iar aceste conflicte de care spuneați să devină în plan secundar, pentru că ele sunt sigur că pot dispărea atâta timp cât noi vom dialoga deschis. Nemulțumiri mari mai sunt sau nu în această perioadă, domnule manager? Nemulțumiri e clar, că vorbeam cu dumneavoastră înainte să intrăm în jurnal, sunt oriunde nemulțumiri, așa, mai mici, mai, dar mari, că eram obișnuiți cu... O instituție de anvergura operei din Iași are extrem de multe planuri pe care trebuie să le analizezi și cu care trebuie să ții contactul permanent pentru a te afla într-un echilibru. Însă, fără lipsă de modestie, zic că în momentul de față suntem pe o pantă ascendentă a încrederii reciproce și putem construi lucruri de valoare, lucruri trainice, de care să se bucure și generațiile următoare și să se uite spre noi cu, nu știu neapărat dacă cu admirație, dar cu încrederea că preiau de la noi un lucru bine făcut, un lucru pe care merită să-l continue, un lucru creat în armonie până la urmă. Noi observăm că și-a recăpătat imaginea pe care o merită de altfel opera din Iași. Și eu vă mulțumesc tare mult, domnule manager, pentru acest dialog. Spor în tot ceea ce v-ați propus și vă aștept și cu alte noutăți. Și eu vă mulțumesc. De fiecare dată voi veni la dumneavoastră prezentându-vă proiectele Operei Naționale Române din Iași, care sperăm să mențină acest standard cu care ne mândrim cu toții, Iași capitală culturală a României. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor. Jurnalul din această seară se încheie aici. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.